Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Leo de la Strehaia, prieteni! Avem invitat special la Pitești. Uitați peretele prima oară. Care l-a făcut Mihai. Adine, o avem pe Mihaela. Eu în fiecare zi mă duc la grădină. De-am plictisit prietenii. Arăt usturoiul care a ieșit și n-a ieșit ceapa. Cine mi-a furat ceapa din pământ? Numai usturoiul a ieșit. Mihaela, un șervețel, te rog. Bună, prieteni, bună că am revenit. Bine, am venit bine. Că le mulțumim tuturor că ne-am urat de bine să venim, să ajungem sănătoși. Mi-era frică cu mașina, că nu eram sigură că mașina merge drum lung. Era mașina învățată numai de Strehaia. Dar uite că am ajuns. Mașina aia mergea doar la Strehaia. Da. Să zic că nu merg plăcuțele, că fluieră. Și plăcuțele, frânghele le-am în portbagaj, în cutiele sunt. Nu le-am pus. Nu le-ai pus? Le-am în portbagaj. Zile că le-am în portbagaj. Dacă... Am frâne, de bine că sunt acolo, să le facem. Da, prieteni, și a venit mama cu ursul, cu mașina. Bine că am ajuns, copii, că ne mai chinuiam. Avea velușul meu. Mai mergeam la tren, la 4 jumate, la 6, ia alt... Îl știu, bravo, bravo, e frumos. Îl iau eu acasă. Era încurcătură, complicat să venim la Pitești, că am zis că nu mai mergem la București din seara asta, că trebuia să dormim la hotel și mai bine așa. Am venit aici, dormim aici, mergem dimineață, că și așa nu ne grăbim, că avem treabă mai târziu, cam pe la 1, cât de nu știu. Și am ajuns aici cu bine, m-am simțit bine oricum, ursul a condus foarte frumos, Alin mai conduce așa mai de brânci, așa să bagă... Ursul chiar mi-a plăcut. Și când vreau, când o să mergem dimineața la București, cred că tot ursul conduce. Da. Că tu îmi dai chiloare. Eu am stare să stau în dreapta. Să mergem leni. Da, a mers ursul frumos, să-i ajută Dumnezeu ursul. Și ție, Alin. Vine unii mâncare aia. Ce ați adus, dă să mâncăm. Mă plec. Am adus mâncare, Aline, rânză. Rânza s-a făcut-o și cânață de ieri, prieteni. Adu să vedem, hai. Și mușchi, Aline. Ne vedem mâine, dacă ne vedem de aici. Aproape toți. Ia-te-i văd aici. Da, te vezi tu și maică ta, e da, bine. Da, în dreapta puțin. Stai așa. Hai, eu întâi să mai arăt așa. Lasă-mi nu mă mai încălzi. De ce? Așa vreau să mă rece. Ce s-a strigit? Ca să am zis că am în plasă, dar n-am mai golit. Sară la prieteni. Uite, Aline, ce caserole. Ia. Caserul ăla s-a luat de la cumnat de la Luci, tot aducea să pună bacterul patroana și le-am oprit eu. Uite ce se închide de emetii, vezi? Uite și... Uitați, prieteni. Avem mușchi, avem rânză, avem cânați, avem și carne proaspătă costiței. Bine, da. Lasă să le mănânc prima oară, nu le mai prezentam. Dă-mi pâine. Așa de ce? De ce nu mi-e foame, hai. Uite, că am știut eu că poate avem, n-ai pâine. Avem pâine. Asta e proaspătă, de Strehaia. Mamă, Mihaela, dă-mă furculiță. Și Aline, s-o ți-am adus de pe rolă și 3 șervețele. Bun. Vezi? Ce grijă am avut. Aline, păi ți-am adus și furculiță și cuțin. Avem. Uite, furculița de plastic bine, și asta așa. Da. Mă gândi că poate nu e furculițe. Aline, să știi că ăștia le-am spălat. Roșiile castraveță. Le mai scol o dată. Să-l cureți eu acum. Dar eu le-am spălat acasă, la vivetă, bine. Eu nu le-am adus așa. Am curățat ceapa. Ia să vedem, avem rânză. Ia uitați. Oh, ăsta nu-i rânză, e mușchi. Ai luat furculiță? Da, i-am luat. Hai, David, și tu, treci la masă. Tati, te vezi chiar bine. Mulțumesc. Hai, vine aici. Da, să te ajute. Prieteni, mă vedeți? Asta e rânză sau e mușchi? Ia. Salutare! Hai, vino să-ți stai cu castraveta. Uite ce linguri are, David, să-mi dai și mie de ceasă bătăină. Că nu mai am nișa verzi, că le folosesc la cafea, nu știu, a rămas numai furculitele. Să iei acolo, că sunt mai multe. Uite ce stare. Aline, ți-am adus și un ardii de la mine de la piață, sănătos. Da. Hai, vino la masă, David. Nu mănânci ardii de acolo. E medicantul, dă-mi-l mie. Ăsta e? Da. Ia, e bun. Nu e picant. Nu-mi place. Mamă, ce duce. Și ți-am adus și jumate de tăinche. Nu vrei? Nu vreau ce. Jumate i-am adus. I-am adus și eu din ce am avut acolo. Păi și dacă sunt bune. Și ceapă de-a noastră românească, de la noi, uite. Nu, nu, nu.
stai de pus eu ceapă aici. Și stai așa. Parte. Ai tăiat roșii direct acolo, da? Ursu! Ia vezi. Ia de aici, Dorica, stradă-te. Ursu, când am ajuns la ceagă să pizza și am mâncat pizza. Oh. Nu prea e așa cu mâncarea, Ursu, mănâncă mai rar. Ursu, mănânc? Brânză, carne. Mamă, se taie cuțitașul ăsta de bine alinie. Mm-hmm. Nu-mi dai mie. Ce? Nu-mi dai mie ăsta. Ce? Mă, ce taie de bine? Ale mele nu mai tai, tot iau. Până la urmă, car tot, îmi dai și lingă și cuțitașul. Ale mele am un grămadă, dar nu taie așa, uite cum taie. Ce tu? Că o să-i ia, Aline, și tu mi-ai la taie la copilul ei, eu știu. Fiecare copilul ei. Cum e și patroana, prieteni? Da. Patroana e disperată de copilul ei. Dacă aude că a sunat și e bine, atunci nu-i merge bine și mâncare patroana, e liniștită. Dar sună, ca din gura șarpelui. A sunat, ce-a făcut? Doamne, chiar am rămas așa, cred că nu o să-i mai critic niciodată. Că de ce mai vorbea și așa că îi pune parte? Cum să nu-i pună parte? Copilul ei, nu are nimic. Pe fiecare mamă și dacă greșești da. Copilul tău, orice, copilul ori nu recunoști, zici că da. Da. Nu că zic acum să se suie Alin în capul meu. Da. Dar așa cum e patrana, n-am văzut, femeie bătrână, să facă și pușcărie pentru nimica. Mă și bun la vă. Nu, te rog, mă. Mie îmi plac oșine. Nu-i bine cum mă ajutosare. Gata. Așa e bine. Alin, dacă mănânci ardei gur, e sănătos. Ăsta e sănătos. Nu. Iar tu nu mănânci la noi. Păi cum să nu? N-am mâncat mereu. Păi ăsta e mușcă, așa scârnat. Așa sunt cârnați de la cumnata mea, că am arătat eu la prieten cârnatul ăla proaspăt. Așa sunt cârnați făcuți acum, Aline, din porci de acum. Proaspăt, nu de la ladă. Eu nu știu ce gustau acum. Nu sunt sărați cum fac eu. Și David a mâncat, când i-ai trimis o cană aia, a mâncat-o toată. Da. Așa sunt cârnați de la Luci. Luci le-a făcut. Mi-a plăcut și beciul ăla când mi l-ai trimis atunci. Am mâncat cu Alina o grămadă din el. Păi cea mai bună, cea mai sănătoasă carnea asta. Îmi place. Ăsta e mușchi. Ăsta mușchi l-am prăjit azi dimineață, până înainte să plecăm, când am venit la biserică. Nu, chiar sunt bune. Și rânza și cânață și ăștia l-am făcut de ieri. Și mai ales că e porc de la proaspăt, e altceva. Ai văzut când e de magazin, că n-are gustul ăla de carne de aia cum e la voi. Uite, Alina, asta e coastă proaspătă. Din carne e proaspătă tot de la Luci. Uite asta. Uite și asta cu țără grăsibie, bărâcă. Uite. Uite asta, asta e de azi dimineața. Uite asta e muș de la pic. Ăsta e de la porcul, de la muș de ăla. Muș de ăsta albun. Uite ea cărniță. E bine să faci de mâncare când vii de la biserică, pentru că... mâncare e de la Dumnezeu. Bagă Dumnezeu în mine atunci să fac mâncare, să fie cu minte. Pe dar... nu mai vreau. Da, mâncați prea mult. Da. Gata. Hai bine, e bine să faci pentru că mâncare e de la Dumnezeu și când vii de la biserică trebuie să faci mâncare. Păi da. E duminica când vii de la biserică ar trebui să avem gătit. Da. Să nu mai muncim, să mâncăm și să ne odinim, să stăm. Duminica, da? Noi mai facem așa. Sunt copii mici și ce? Mai facem un cartof, o carne prăjită. Duminica de multe ori să facem un grătar. Am văzut cum am simțit, am plecat. Dar eu așa știu că multe femei gătesc de sâmbătă și duminica nu mai gătesc. Nu sunt țicăt. Băi, nu era vorba de cum trebuie să fie... Ardei ăsta e cel mai sănătos. Fiecare cu tradiția lui. Nu mai nu iau ceapă. Ba. De la Strihaia. E de la mine din grădină. Vezi? E de la mine. Da. Aline, când s-a făcut usturoiul atât, Aline. Atât. A ieșit, dar trebuie gărduleț, trebuie să dai și tu bani la gărduleț. Cam mie doi. Să luăm gărduleț. Mie îmi place și asta. Luăm. Trebuie mănânc foile. Aia, vrei să tu foile. Mamă, cât mănânc acum de poș, ceapă cu cartof prăjit. Păi tu știi cum mănânc. Și mie îmi place. Mănânc câte două legături de cepe, de ăștia, cu cartof prăjit, așa și cu ulei mai mult în ele. Eu când eram mică și mă duceam la bunica mea la țară, știi că eu fugeam prin curte și le mâncam direct din grădină. Și cu ciorbă de dragă aveam mâncat ceapă verde. Mie foile îmi plac cel mai mult. Îmi place și asta de la coadă, dar mai mult foaia. Ia-mi și mie foaie. De-aia mi-am pus ceapă. Să vezi ce bune e. De-aia mi-am pus în grădină ceapă. Chiar e bună. Trebuie gărguleț. Ai văzut în salată? Ai ieșit ceapa și o mănâncă cățaua și pisicile. Nu.
De cățeaua, afară și pisicile. Oline, tu le prinzi pe alea, că 10 sunt, 20 s-au făcut, au mulțit pisicile. Păi fac cum? Păi să duc, auzi ce ambiții au, să duc și stă un rod de acolo pe ceapă, pisicile. Cum n-au găsit loc în altă parte? Și stau numai pe ronturi. De ce? Avem invidie, cred eu. S-au obișnuit așa. Pe alea unde am eu ceapa și usturoiul. Da. Mamă, și mi-a ieșit ceapă și în alea în vase unde am pus cu pământ. Mergi și acolo. Dacă a fost un Doamne, bun... prieten, să vă mai spun ce bun e mâncarea sau se vede. Se vede bună sau se vede așa? Nu, chiar e bună. Chiar e. Aici e, uite, mușcule cu ăsta. Ăsta e mușcule. Dar nu pun. Să vede bine. N-am mai luat crudă să mai frigă și am zis, hai bine că ia o prăjită gata în caserola asta așa de frumoasă și duc prăjită, am zis, mai... Miștoare acolo și n-are bine. Mă gândi că ajungem târziu, că nu știu cu ce ajungem, cu trenul, cu ce ajungem, așa am zis, avem făcut. Că nu eram sigură că venim cu mașina, eram sigură că venim cu trenul. Pentru că și patrona era disperată să venim cu trenul, să nu plecăm cu mașina, că a visat urât, foarte urât, deci... Na, când auzit... A sunat la ursul când deja intrasem în oraș. Când au zis că suntem cu mașina, Doamne, a mers? Doamne, bine că ați ajuns. A zis să ne ajută Dumnezeu, mâine unde mergem. Și acum a sunat. Am mâncat ardei. E cel mai sănătos să mănânci așa, frut. Mi-mi place asta în salată. Ai văzut că îi schimbă gustul la salată? Am mâncat, dar până n-am plecat, mi-am făcut salată și cartofi prăjiți. E bun. Și mi-am tocat ardei iute, ceapă multă, un castraveți roșii. Ce mă invidie atât? M-am obișnuit așa de ușoară să... Mamă, prietenă, nu m-a făcut, am mâncat. Ok, e bună. Ai mâncat din gânaț? Da. Trebuia încălzite cu muștar. Da, așa, așa. Uitai să-ți aduc un pic de irian. Aveam irian în gorca. Am uitat și eu, dar o chirian. Irianul e cel mai sănătos ea dacă mănânci, nu mai e nicio răceală. Da. Îți face și poftă de mâncare. Mănânci irian când ție nu-i poți, nu? Bine că îl păstrăm atunci irianul făcut. O să tăiem și noi porcii. Îmi legai și eu porul, dar acum nu mai pun mâna pe nimic. Îmi putem mâna pe pat. Am mâncat ardei. Am mâncat și avla. Eugenie mai înainte. Mi-am luat avla de aia micuță așa la pachet. Un leu. Nu-mi place. Un leu e ăla. Am luat odată 30 de dale, mici așa. Da, și nu e nu să iei un pachet mare, că nu vrem să mănânci din el, că mănânci pe la micuță, ai văzut? Da. Ăla pui în jantă câteva de... Și sunt și bune, nu e să zici că de mănânc pentru... Mănânc așa că mă simt slăbită, că vine amețeală și zic că îmi scade glicemia. Și zic că ăla... Am băut și eu aici suc, acasă nu prea am băut suc, am băut apă, dar aici chiar am băut suc acum, am făcut și eu un efort, beau și eu așa de când în când. Mai merge cât un pahar de suc. Da, așa mai multă apă, da. Că de ce că... Da, vei intră apa pe gât, forțat. De ce? Mă forțez să beau apă. Și eu la fel. Nu, dar eu dacă mănânc numai de ăștia, nu prea vine setea aia să mănânc sărat. Care, eu beau apă. Nu ai după ce să o bei. Așa da, așa. Beau forțat. Că să trebuie să beau apă, zic. Măcar apă. Că apa... Trebuie să fim obligat. Și de unde? 2 litri, nu? Trebuie să bem. Ce să mai zic, prieteni? N-ai ce să mai zici, că ăștia suntem în situația asta care suntem și... Prieteni, am mâncat. Nu mai pot. Arătați. Sper că le arăt. A fost bun rău, prieteni. Deci am mâncat cu o foame, ați văzut oricum, cred. Le mai arăt să liniștit un prată. Dar frate, calmați. Dar de ce vă grăbiți? Nu ne grăbim, am zis că poate tot ce grăbim, să ieși în oraș. Hai că ieși. Ia. Doar cum e duminică, degeaba te mai duci. Mă duc la club. Dacă de 3 zile plânge, că deși nu ducem și pe la club, că se face de râs la lume, că e la cost. Aoleu, ce trebuie lui. Spune-ne tu, David. Ia uitați. Asta a arătat și așa, că nița, asta e mușchiuleț. Lasă că le-ai spus de 100 de ori ce e.
Păi așa, să le explic ca lumea. Că dacă așa, prieten, că vorbesc cam mult. Vorbesc cam mult, așa m-am învățat. Nu, așa ne place. Mie îmi place. Cred că am luat vreo boală de la tatia. Da. Dacă da. Nu îi explici, prieten, dacă nu, eu fac o mâncare și dacă nu îi explic de mai mult orice am băgat în mâncare, ce fac? Ca să înțeleagă lumea. Dar știi că și eu m-am învățat-o la fel, că făceam o filmare cu mâncare și îmi spuneau că n-am, am uitat să spun de lucrul ăla și îmi vine să zic de 10 da. Ori. Da, păi și eu îmi spun tot la fel, mai repet, că n-am. Da. Da. Asta e, vorbim mult. Chiar prieteni, mâine avem treabă. Ce să mai... Am mâncat, am băut. Da. A, și trebuie să spun ceva. Să nu uitați, prieteni, să vă uitați pe canalul Alin de la Trehaia. Că vreau să-i fac cu, la păr un tratament. A, ce o să facem în seara asta? Păi vedem dacă avem din să le postăm în seara asta. Sunt dacă nu mâine. Ce o să facem? O vopsesc, un tratament cu keratine, să vă uitați neapărat. Bă, unghii făcute. Da, o să facem unghiile. Dar ce unghii? Verzi, cum e iarba afară, verdeață acum. A venit primăvara. Hai, lasă că vedem, este surpriză, gata. Da. Prieteni, cam atât, nu mai stau că plec în oraș. Vă pupăm, prieteni, vă mulțumim pentru tot și ne vedem. Ori mai târziu pe alte canale, ori mâine. Vă mulțumim pentru tot, o seară bună tuturor. Vă pupăm. Mulțumim mult, pa, pa! Pa!